Padar, ja sam jedin ovom pionu. A ovo, se to će mi neći drugi podara, ako će mi neku problemu imati, ima što, a će mi tiš, a će mi rosti. Možu gdje pa? Možu gdje pa? Test. Teko šapti, gdje je šapti? Test. Šapti gdje? Šapti gdje. Ti pa je li tam, jesi gdje numa i recitatele? Test. Bravo. Unu. Rezultatul calculului trebuie să 24 împărțit la 18 minus 17 este. Aia de cam cât am de aici. Hai mă, pătratul 18 care? 324, eu 18. Și cât e? Ce credeți că a urmărit aici? Facem o împărție, toată acției pătrată, să mergi pe repede. Noi, raționalizând numitorul fracției 3 supra radicalul 5 minus radicalul 2, separat, așa, fiecare supra radicalul 2. E ca. Raționalizăm. Hai, Maria, repede. 3 supra radicalul 5 plus radicalul 2 supra 3. Supra? 3. Ai cum singur radical? Din 5 plus 2? Da. Și dacă nu știu. Adică 7, da? Ce fac? Ce fac? Să greșesc, că s-o pusit. Să poate așa văd, la ce facem Maria? La mulțirea asta? La adunare sau scădere? Nu vorbă. Atenție, nu vorbă. Deci, nu vă mai jucați cu ei. Cum să nu mă joc? Mă joc, trebuie să fii atenți, dacă sunt atenți. Vă rog, un pic aici. Expresia e egală cu 1 supra radical din 3 plus radical din 2 plus 1 supra radical din 4 plus radical din 3 plus 1 supra radical din 5 minus plus radical din 4 este egal cu Adi? Cu radical din 3 minus radical din 2 supra 1, adică deci radical din 3 minus radical din 2 plus fără să fie 1 supra 4, 1 pe 2 plus radical din 3. Deci 1 pe 2. Că radical din 4 e 3. Deci plus 2 minus radical din 3, da? Da. Mai departe plus? Hai, plus radical din 5, minus 4, minus 2. Și egal cu? Și egal cu radical din... Minus radical din 5, plus... Radical din 5, minus radical din 2. Așa. Deci s-a pus problema raționalizării mai multor și s-a aranjat această sumă balansată, da? În care termenul este 2 câte 2. 3. Jumătate de oră reprezintă câte minute? 1 pe 2 H egal cu 30. 30 minute, da? 30 4. Minute, nu? Lugina. Câte minute, cum se mătează? Min. Min, da? Și câte secunde? 30 ori 60. Așa. 3 ori 6, 18. 1800. 4. Lungimea cercului de rază 1 cm este de... Lungimea cercului de rază 1 cm. Iar pi. 2 pi. Deci 2 pi. Și atât. 1 cm, da? 2 pi. Ce spune aici? Centimetri. Centimetri pătrați. Centimetri. Da? La area ar fi fost. Sigur. 5. Un drum de cont circular drept. Drum de cont circular drept. Drept. Are de R mic. Radical din 2 cm. R mic. R mic. Radical din 2 cm. Radical din 2 cm. Da. R mare. 2 radical din 2 cm. Și G mare. Radical din 7 cm. Area totală egal
când vede ecran. Egal, are la plus... Are baze mari? Are baze mici. Da. Deci marea bazei mari plus area bazei mici plus are laterală? Care e... Deci, avem laterală, Miruna, am uitat la turchi și am uitat la turchi. Tu adică ce amintești? 2πg pe lângă e mare plus e mic. 2πg? Pg pe lângă e mare plus e mic. G. Pg pe lângă e mare plus e mic. Deci, plus area laterală, da? Acum area bazei mare. Este pi... Hai, ce este? Pi pătrat. Plus area bazei mici. Pătrat. Plus pi g. Pe lângă e mare plus e mic. Este un pi în factor. Pi pe lângă e mare. De radica minoră pătrat 4, 2, 8. Hai, repede, plus. Cât e mic, 2, tatăl. Plus 2. Plus 1. Generatoarea. Radicală 7. Pe lângă. Radicală 2. Mare plus e mic. 3 radicale 2. Ori 3 radicale 2. 3 până în față, radicale din 2. Egal cu pi pe lângă 10 plus 3, radicală din 14. 14, da. La mulțirii, da. La raza scăderii, nu? Și unitatea, da. Așa, în centimetri pătrați, da? Și 6. Într-o lună sunt 17 bile. 17 bile scrieți. În total? Total da. 17, da? 7 verzi. 7 verzi. Restul galbene. Și 10 galbene. Da. Probabilitatea ca extragând o bilă să fie galbenă este... 10 pe 17. Da. Deci avem evenimentul și acum ați aflat, știți, recent am discutat, numai în cazul favorabil, după aceea e posibil. Dar pentru una verde. 7-7. Deci probabilitatea pentru galbene. Pentru o bilă galbene este egal cu 10/17. Iar probabilitatea pentru o bilă verde este egal cu 7/17. Subiectul al doilea. Hai să vedem. Da? Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. 1. Desenați pe foaia de examen. Să vedem. Deci avem, la subiectul 1, ce vi s-a părut interesant? Discutăm acum. Ca să mai ce vi s-a părut interesant la subiectul? Uitați să peste el așa. Bă, ce l-am neguizat repede. Maria? Aici am pe la punctul 5. Așa, să recunoaștem. Area laterală, comună. La trunchi de cont, hai să repetăm. La cont, care sunt? Area laterală a contului? Pi, G. Pi, R, G. Da. La area totală a contului? Pi, da, plus pi, mic, la toată. Area bazei, pătrat, plus pi, G, da? Acolo, da, ții minte, are laterală, pus area bază. Area bază e la cerul, atât trebuie să ții minte, da? Da. Volum, corul? Corul e pi pe mai plus... Nu, e pi la ce pe care mai are mai mare, pătrat plus mai mic, pătrat plus... Păi zici că e mic, acolo. Te ies la cor. Acolo, am vrut să spun la cor, toate cele trei formule. Area laterală, totală și volumul. Pi egal 2 raz pe 3.
Pie în pătrat, care în fază, cu înălțimea. Da, supra 3. Atenție, faceți, deci scrie o revistă. Eu ce aș face în locul vostru? De la subiectul 1, am sesizat un lucru. Sunt slăbeciuni la formulele pentru corpurile rotunde. Da? Ei, văd încă o dată. Con, prinde con, sferă. Con, prinde con, sferă. Aici mă mai duc și pe a desfășurând coroană circulară, con, trunchi de con, este desfășoară, da? Deci mă depind asupra unor formule care depind. Nu sunt sigur. Am descoperit ceva, am niște slăbiciuni. Deci, la mine departe. Test 2.1. Desenați pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată, Maria, cu vârful în M mare. Piramidă patrulateră, sus, parc. Maria. Da. Maria, așa sună pe zi. M, vârful de sus. Da, Maria, din cauza că cu vârful în M, da? Da. Nu că Maria trebuie să desenezi. Maria e la 2. Da. Rezolvați în ieroier, ecuația în modul de x minus 5y plus 13. 5y plus 13. Închideți modulul plus, deschidem alt modul, 2x plus y minus 7, închid modulul, egal cu 0. Da. Ieroriile înseamnă că aia e ier și celălalt e ier. Adică atât x-ul cât și y-ul sunt reale. Asta vreau să spun, da? Nu înseamnă că aia e ier și aia e ier. Deci, atât x-ul cât și y-ul sunt numere reale. Asta vreau să spun autorul. Pentru că următorul dintr-o era pozitive, tot de x plus 5. Deci, fiindcă asta e mai egal decât 0 și mai mare egal cu 0. Am două sunt 0. Suma lor face 0, mai dacă nu sunt 0. Ce e cealaltă însemna? X minus 5 egal cu minus 13. X minus 5 egal cu minus 13. Și 2x plus y egal cu 7. 2x plus y egal cu 7. Am plecat cu 2. Așa, cu 2 sau cu minus 2? Depinde cum crescați, da? Cu 2. Așa. Și avem 2x minus 10 egal cu minus 26. Și e cu 2x plus y egal cu 7. Le spăgea, asta se zic, să-l luăm și din care se iați, pe care? Prima doua, minus 11, egal cu 0. Minus 11, y minus 33, y egal 3. Y egal 2. Și x egal 2. Și x egal 2. Așa e că așa. 1, 2, 3. Așa. Aș vrea aici să mai discutăm ceva. Dacă dau de rezolvat următoarea în ecuație, modul din 7x minus 3,2 în perioadă 5, 2, 5 în perioadă, așa, egal cu, sau minus, modul din minus 3x plus 15, egal cu 0. Maria. La fel trebuie să fie egal cu 0 și eu așa modul din 7x minus 0. Așa egal cu 0 și celălalt egal cu 0. Da. Păi la bilicii este negativ că la 7 și la 7, tot 0, da. Așa, vedeți. Deci, gândiți la rată în chestia asta, că ne adunați. Deci, dacă ar fi fost aici 7 și aici 8, și adunate, ne obligăm, adică obligația este urgentă, aceea de a fi fiecare egal cu 0, dacă sunt adunate. Da, deci, 7x minus 3 plus 2, așa trebuie să fie egal cu minus 3x plus 15. Modul. Asta nu. Da? Deci, echivalent, atenție, asta se traduce în a spune că modul din 7x minus 3,2 în perioadă 5 așa, egal cu modul din minus 3x plus 15. Și acum e 7x minus 3,2 în perioadă 5 egal cu minus 3x plus 15 și egal cu minus. Exact, asta cu opusul, da? Cu minus pe asta. Deci asta se traduce prin a spune că
am 7x minus 3,2 integrale 5 egal cu minus, egal cu plus sau minus pe lângă, ca să se zică x plus sau minus, pe lângă, minus 3x plus 15. Și de aici avem două posibilități, le analizăm, deci vine 7x. Minus, se scrie tot 6, 25 minus 3. Cum se transformă? 325 minus 32 pe 90. Minus 32 pe 90. Ne amintim asta, da? Da. Deci scriem tot până la perioadă, din scadă scădem partea neperiodică și cu partea întreagă, tot ce este până la grupul din perioadă, de cei pe care sunt de perioadă. După atâția de ani din 9 și atâtea 0 ori, nu? În atâția de 9 câte cifre sunt în perioadă. Și asta este egal cu minus 3x plus 15. Și altă variantă, 7x minus 325 minus 32 supra 90 egal cu, adică? Cu 3x. 3x minus 15. Deci încolo avem de lucru, nu? Să face calcul, vedem așa ce e x în momentul. Ce am vrut eu prin asta? La model, plecând la modelul de sus, plecând la acesta, e adevărat, cum ați gândit, e perfect. Dacă sunt adunați moduli, doi sau mai mulți moduli, sigur pot să fie și mulțite cu niște numere, nu mă deranjează. Dar să fie toți cu plus. Adică să nu fie situația asta, că atunci îl duci pe cealaltă modul în dreapta și când modul e ceva egal cu modul din altceva. Dacă cele două sunt egale sau că sunt de semn opus. Asta înseamnă. Nu? Bun. 3. Câte cărți de 25 lei și câte de 60 de lei putem cumpăra cu 725 de lei? Deci 25 lei. Lei. Și câte de 60? X de 25 și Y. De 60. De 60. Putem cumpăra cu 725 lei. Suma. 725 lei. 725. Pentru ca total să fie 15 bucăți. Adică numărul total de bucăți. Cum am luat acum? 25 plus 60 Y egal cu 725. Deci 25 X plus 60 Y egal cu 725 și X plus Y, că total să fie da. Că 15. Iată sistemul. Amplificăm a doua cu 25. Gata, deci acolo era, s-a simplificat totul printr-un 5, aș vrea ce-o, nu? Prima, ca să fie mâncare mai mici, tot timpul am grijă de asta, la 5x plus 12 Y egal cu o dată 2, 4 ori și 5 ori 45 și X plus Y este egal cu 15. Iată sistemul de două dată. Cum l-ați face la nivelul clasei a 1-a? Ați putea face? Da. Cum? Păi se vede de câte ori intră 60 în 720. Adică... De ce te-ai gândit de câte ori intră 60 în 720? Nu intră de număr exact. După părerea mea, nu intră 720, nu se împarte exact la 60. Dar de ce te-ai gândit? De ce ai spus tu așa? Ați ceva vreo idee la nivelul? M-ați făcut ziua de pe trecut, când m-ați zis cu mare, m-am în varianta aceea, într-un fel. Presupunem că toate ar fi de cele 13. Cele 15. Cele 15 ar fi de 60. Da. Și atunci am depășit suma. Dacă ar fi toate 15 de 60, cât ar fi? 900 de lei. Da. Cu cât am depășit-o? Vedem diferența. Cu 25. Și din cauza că este depășită,
Asta înseamnă că sunt și decimele de 25. Și exact cu cât s-a depășit, împărțim diferența aceea de la 900 la 725, înseamnă 175, împărțim la 25. La 45. Da? La, la diferență. La diferența dintre 60 și 25, da, exact. La 35. Da, la 35. Și asta înseamnă că am aflat de cele de cât? De 25. De 25. Trebuie să-mi 25 și trebuie să-mi 60. Și așa ducem la nivelul... Clasa 1. Bun. 4. Se dă funcția. Este definită pe ierul aluminiat. F de X e ca 3 prezintă X din 2. La punctul A reprezentați grafic funcția. Iar la punctul B determinați numărul real E mic, nu mic. Știm real, da? E da, real. E real. Știm că punctul A de coordonate, 2 e A de coordonate, A mare, de coordonate, 2 e M, M minus 1. 2 M și M minus 1. Sunt pe graf. Este situat pe graficul M. Da, punctul acesta se află pe graf. Știm. Nu știu eu. Graficul cum îl facem? Azi. Să mai luăm și noi un X, să zicem 1. Așa. O să fie pentru 1. Facem un tabel de valori, nu? Exact. Facem tabel. Facem un tabel de valori. Îl punem pe X. Cât? Îmi vedem pe Y. Reprezentăm. Ce am bun la... Da. Nu mai amintim de când. Să nu uite exact. Mi-e frică cu Y. Deci pentru 1 e minus 3. Chiar facem așa cum am spus. Exact. Eu așa cum făceam așa valori, profesor. Am tabel de valori. X și de sus punem Y. Pentru X egal cu 1, găsim Y cu minus 3. Minus 3. Și pentru X egal cu cât? 0. Așa, 0 îl pun în dreapta, stânga. Unde să pun 0 aici? Deci în ordine, numele pe axă. Bun. Deci nu puteam să pun aici pe 0. Așa s-o prostiță de 0, da? Trebuie să pus aici. Când X-ul e 2, Y-ul este 0. Suficient pentru că două puncte distincte între cele dreapte, graficul funcției, numai funcția de graficul tăi ați învățat-o voi. Și atunci, iată cum arată graficul. X-ul e 1, Y-ul este minus 3, 1, 2, 3. X-ul e 2, Y-ul este 0. Iată cele două puncte. A și B. Și atât, nu? Graficul. Și acum atât. Haideți copiii, ziceți. Atât? Păi nu, păi unim. Dar de ce le unim? Dar acum ne-am unit. Păi acum nu le unim. Dar de ce să le unim acum? Care sunt toate funcțiile. De ce? Prima funcție e definită pe ei. Valori pierde, asta. Ăsta e motivul. De toată axa reală, deci. Asta înseamnă că iau un alt X, la fiecare găsesc un Y și punctele vor fi unul pe altul așa puse, așa. Alt X, altul și puse toate, dar toate, absolut, nu fac altceva decât desenează. Exact, o dreaptă. Deci, asta înseamnă. Dar dacă aș fi spus F, definit pe mulțimea, 1, 2. Cu valori în el. Este aceeași funcție? Nu. Nu este. Am schimbat-o noi definiție. Da? Da? Rețeta rămâne. F-ul de X. Aceeași rețetă. 3 pe lângă X minus 2. Da, într-adevăr, este aceeași funcție. Aceeași vece corespondență. Dar domeniul este doar de două elemente. Și atunci, grafica a fost doar cele două puncte. Da? Deci, atenție multe. Dar dacă aș fi spus F2, definit pe intervalul închis 1, 2 deschis, cu valori R, cu rețeta F2 de X egal cu 3 pe lângă X minus 2. 3 pe lângă X minus 2. Ce era graficul?
Ce-ai fost să grafi? O singură treabă. U? U? O, o singur segment. Un segment, dar mai clar. Ar fi fost în cazul ăsta? De la 1. De la 1 până la 1. Deci, X aveam o eliberată de la 1 până la 2. Și umbra după segmentul ăsta. Deci graficul ar fi însemnat atât și deschis la 2. Da? Un segment închis în 1 și deschis în 2. Deci așa a fost graficul cărui F2. Deci insist, multă grijă când am o funcție, mă uit foarte atent la ce? La domeniul definiției. Graficul, funcția asta înseamnă să fii atent la domeniul definiției, ca să știi exact ce faci. Punctul B ce spunea? Pentru punctul B să aflăm punctul M, știind că A de coordonată de 2, M și M minus, mă aparține graficului. Cum s-a făcut și asta? A aparține graficului, dacă și mai dacă. A aparține graficului, dacă și mai dacă, F de 2, M. F de 2, M. Egal cu 3 pe lângă de 1 minus 2. Așa, 2, M. 1 minus 2. Care egal cu 1 minus 1. 2 pe lângă, 3 pe lângă, 2. Ai zis tu. 2M minus 2. 2M minus 2. Așa e bine? Da, da. Adică și așa. Deci 2M minus 2. Da. Este bine, da? Da, da. Egal cu M minus 1. Și egal cu valoarea M minus 1. Corect. Să punem 6. 6 M minus 6 egal cu M minus 1. Ce ți-a lăsat? 5 Maria, 5 M egal cu? 5 M egal cu 5 M egal cu 1. Sigur că ori de câte ori se pune problema ca un punct să fie pe graficul funcției, înseamnă că coordonatele punctului respectiv verifică rețeta. Verifică rețeta. Asta e. De înțeles. Da. 5. Se consideră expresia e de x. Deci e de x. Deci 5 suntem la 5. 5, da. E de X. E de X. E de X. Expresia. E de X. Chiar avem o comandă. Cineva scrie un mesaj. Vă rog să rezolvați mai multe expresii. Fiecare subiect este expresie. Tocmai asta se citează. Că și X egal cu X pe lângă X minus 2. X pe lângă X minus 2. Este de parteza minus 3. Supra. Minus 3, supra, x pe lângă x minus 4, închide în paranteza, minus 5. Oricare nu e incluiv. Ajunge de expresia acum așa mai simplu. Da. Atunci. Asta este. Vedem cât e x-ul. X de 4. X de 4. Și de 0. Dar de ce e 4? Pe jos e supra 0. Pe jos e toate chestia asta. Exact. Deci jos e toată chestia asta. Păi da. A, deci la toate te interesezi când e 0. Nouă categorică, x e 4, 4 minus 4 face 0, ori x face 0 și rămâne minus 5. Exact. Și fracția nu e separată pentru 4. Cum facem? Cum o să vedem mai jos? Trebuie să facem mai întâi și... Deci, nu pe o parte, să vedem, să o lucrăm numită o personală. Deci, x pe lângă x minus 4 minus 5 egal cu 0. Adivat de la 4. Da? Deci, luăm egal cu 0, tot numitorul. Da? Tot numitorul egal cu 0. Și lucrăm să vedem ce x înfurnizează. Aceea nu convine, îi dau de o parte. Deci, echivalent cu x pătrat minus 4x minus 5 egal cu 0, x pătrat
minus 4, x minus 5 egal cu 0. X pătrat minus 2x, x pătrat minus 2, totul la pătrat. Și minus... E chiar așa? Vrei să faci un pătrat perfect? Da. Hai, deci e echivalent. Cu x minus 2. X minus 2 totul la pătrat. Minus. Minus. Deci am luat de acolo un 3. Minus 3. Deci e 3. Cu 4x plus 4. Și ca să trebuie la minus 5? Minus 9. Minus 9. Minus 9. Da, egal cu 0. Ceea ce ar fi echivalent? X minus 2 minus 3 pe lângă x minus 2 minus 3 pe lângă x minus 2 plus 3. Plus 3. Egal cu x minus 5 pe lângă x plus 1. Plus 1. Egal cu 0. Corect. Și când un produs egal cu 0? În fiecare dintre ele e 0. Deci vine x minus 5 egal 0, adică x sub egal cu 5. Și x plus 1 egal cu 0, adică x sub 2 egal cu minus 1. Cele două valori sunt 5 și minus 1. Așadar, voi spune că pentru expresia aceea mă întorc înapoi și zic, voi lucra mai puțin 5 și minus 1. Ca să înțelegeți și mai bine, vă închipuiți că asta ar fi rețeta pentru o funcție. Da? Deci ăsta e motivul ascuns. Parcă toată expresia asta ar fi rețeta, legea de corespondență pentru o funcție și ar pune problema să stabilim domeniul definiție. Ei, pentru domeniul definiție trebuie să păstrăm doar pe cei X cărora le putem găsi imagini. Lui 5 și lui minus 1 nu putem găsi imagini. Fracțiază și eu nu mă descurc. Împărțirea la 0 nu are rost. Așadar, vom spune că lucrurile stau în felul acesta, nu? Și atunci e de X va fi egal cu 1. Păi nu urmăși pe aia X pe lângă X minus 2? Sigur că nu urmăși pe cea. X pe lângă X minus 2 minus 3 mania vorbește egal cu... X minus 1 totul la 2. X minus 2, X minus 1 totul la 2. Minus 1. Minus 1, zici tu, da? Minus 1, sigur, varia. Ia să vedem, dacă cal pătrat din X pătrat, minus 2X, da. Plus 1, minus 1. A, da, plus 1, minus 4. Plus 1, minus 4. Deci, practic, trebuie să spun aici minus 4, ca să fie treaba bună, ca să rămână minus 3. Faceți așa mai pendelete decât să greșiți. Și acum ai dat mai departe cu a minus b pentru că a plus b, adică x minus 1 minus 4. Pe lângă x minus 1 plus 4. Atenție! Ce? Că 4 înseamnă 2 la 2. Ca să desfăcura la 2 minus b la 2. Da? Deci x minus 1 minus 2 pe lângă x minus 1 plus 2. Și care face în final? X minus 3 pe lângă x plus 1. Și ca să vă convingeți, faceți și mulțirea acum, dacă s-o tot treabă bună. Vin x pătrat, da. Plus x minus 3x face minus 2x, e bine. Și minus 3 ori minus 3. E perfect. Așadar, expresia arată după aranjare x minus 3 lângă x plus 1. Totul supra AD, supra... Supra x minus 5 lângă x plus 1. X plus 1. Și iată expresia e de x arată la x minus 3 supra x minus 5. Da. Subiectul 3. Un pic... Deci autorul aici n-a vrut altceva, adică se vadă dacă știți să surprindeți, să transformați, de fapt, x, ax pătrat plus bx plus c, ca un produs de factori. Da. Că după mulțire este o binom, o trinom, se cheamă acolo, nu? Deci ax pătrat plus
de x plus c, se scrie a pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Dacă nu vă prindeți și nu puteți vedea pătratul perfect acolo, vă puteți propune să scrieți ca după formula asta, în x1 și x2 este cele două rădăcini. Da? X1, x2, x1, rădăcinile. Rădăcinile ecuației. Da? Rădăcinile ecuației. Așa încât mă întorc și spun că în condițiile în care n-ați văzut, aș fi luat x pătrat minus 2x minus 3 egal cu 0. X pătrat minus 2x minus 3 egal cu 0. Și voi știți delta. Delta, rădăcine, nu știu ce. Mă amintiți delta? Da. Delta era cu cine? P pătrat minus 4 la c. X1, 2 egal cu... X1, 2 egal cu cine? Egal cu minus b plus minus delta, radical de delta. Supra 2a. Și se găsesc rădăcine și se face toată povestea. Dar cum am mai arătat eu? În două parte am înțeles. Una cu x, în cealaltă x. X și x. Și acum să vedem, ca să, una trebuie să fie cu plus, alta cu minus. Ca să facă 3. Cât ori? Cât să facă 3? Minusul la 3. Minusul la 3. Unde sunt comentariile? Toate comentariile pe acest bloc. Păi nu sunt. Cum? La profund. Da. Tu intră în Prof. Online, fundația. Intră matematica, da? Da, aici sunt. Și aici ce spune? Înainte erau și de piele și apăreau toate și acum nu mai găsesc. Deci sunt toate comentarii pe acest blog. Unde? Nu mă mai duc. Ia asta azi comentarii, nu știu ce să duc. Să duc comentarii? Da, ia vezi. Comentarii pe... pe budeala acolo, să vede. Noi continuăm o să... Da? Deci, x minus 1 și x... Minus, plus 3. Plus 3, ar zice, da? Acum vedem x pătrat. Plus 3x... Minus x. X face plus 2x, n-am nimeni tot. Atunci, plus 1 minus 3. Plus 1 minus 3. Așa, cum am zis. Deci, așa faceți testarea. Da? Deci, mai întâi mă întrebam, ca să dă minus 3, cât ori cât se facă minus 3? Minus 3 ori plus 1. Da? Minus 3 ori plus 1. Mai dat bine, încă? Mai caută. Mai caută. Sunt toate acolo, dar... Păi știu că erau bani mici scrie la scurt, la un moment dat, cu 100. Așa, de ce de x arată sub forma asta, x minus 3 supra x? Erau atunci. Erau atunci. Acum să te rog. Punctul B. Subiectul 3. Subiectul 3. Da? Dar deci, da, problema 1. Da, problema 1. Da, să știu. Pe scoala de examen scrieți rezolvările complete. Ce să vedem acum la... Da. Că doar este învelit. Greu.
înălțimea. Păi nu facem acum acasă. Are la penală, egal cu... Ca să facem asta. Păi da. Pierge. Pi. Pierge. Și egal cu pi. Ori 10. Ori 10. 2 centimetri pătrați. Și o să fie 100 radical din 2. 100 radical din 2. Pi. Centimetri pătrați. B. Înălțimea cornetului. Înălțimea cornetului. Așa. Știi câte e la ce? Urmă înghețată. Ce? La H. Teorema lui Pitagora V. O. A. Da. Că avem. Deci hai să vedem. Facem un dreptul. Așa. V. O. B sau A. Așa avem pe O A, care e 10. 10. Și 10 e radical în 3. Și V O. La fiindcă dacă da, deci V O va fi da. H egal cu V, O egal cu radical din... Egal cu radical din 100 ori 2, 200. Minus 100. 100. A, 10. Face 10. Și roșie? Volumul înghețate. Volumul înghețate. Îi pi, e pătat, faci pe 3. Pi, volumul, pi, iar pătrat H pe 3. Pi, raza o știu 10 la pătrat, ori H tot o 10, supra 3 centimetri cu cubi. Cubi. Face 1000 pi supra 3 cubi. Și cu asta am... ABC mai este ceva? O problemă. 2. O grădină sub formă de trapez în care AB paralel cu DC. Deci, în ipoteză. Trapez. Grădină sub formă de trapez. ABC de trapez. AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. Aici trebuie și să ne scriu paralel cu BC. Așa. AB egal cu 15 metri. AB, mai adăug. AB egal cu 15 metri. CB 9 metri. CB. CD. CB. V. CB. 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 Așa. Egal 9 metri. 9 metri. Și lungimea liniei mediane, în paranteză, linie mijlocii, este MM, mână, 9 metri. Egal cu 9 metri. Perfect. Aflăm și pe cât de chestia asta. Ce ne cere? Și se cere. Calculați lungimea AC. AC egal cu cine? Da. Suprafața grădinii. B. Aia. Ia de C. Și apoi, fie la C, la C, fie Q, între ea colate, între paranteze. Deci Q, așa, Q, punctul, egal, A de intersectat cu BC. A? A de intersectat cu BC. Diagonale, că e. Și zice, calculați area lui ABQ. Aria lui ABQ. Pune ABQ într-o paranteză rotundă. Aria triunghiului ăsta, e la cine? Apoi, o facem și noi. A, vezi? Facem o parteză de corect. ABC.